fața presei. În această comisie, unde sunt și eu prezent, am fost și am ridicat problema că, desigur, Ziua Națională nu se contestă, e Ziua Națională, deci ne așezăm, votăm și bugetul, dar responsabil pentru conținutul ce se întâmplă acesta este a domnului prefect. Pentru că el este șeful comitetului de organizare. Din păcate, anul de un an de zile sau 12, din 12 luni care au trecut, 10 luni de zile, încă nimeni nu s-a delimitat de discursul acelei persoane care anul trecut a venit, a luat microfonul și ne-a catalogat drept mai galben în față de noi unguri și ne-a povestit ce ar trebui să facem noi, eventual să ne gândim să ne deplasăm înapoi în Asia. Deci, așa ceva nu se acceptă. Și nici nu se acceptă nici tradiția tovarășului Lăcătușu, care de ani de zile a adus tineri din București la Argeș, de pildă, ca să vă spun un exemplu concret, care au fost cazați la internatul liceului Mihai Viteazu, și a doua zi în tenis, deci prima generație în pantof, a început să țipe aici pe stradă, pe strada municipiului Sfântul Vior, de afară a parcungului din țară, la un eveniment organizat de prefectura județului Covasna, asistat de poliția română, de jandarmeria română și așa mai departe. Așa ceva nu se acceptă. Însă, domnul prefect s-a angajat ca și coordonator și organizator principal de a evita aceste incidente, ca să formulăm frumos. Ne mai vorbim.